Bun. La nivelul abdomenului. Avem mușchii drepți abdominali și mușchii oblici externi. Este foarte bine ca mișcarea să fie exact oblică. Da. Și de asemenea, mișcarea ascendentă. Deși pentru tonusul muscular, deci nu este suficient doar să dăm cu o cremă să hrănim pielea sau că vrem să slăbim. Hai să facem și această tonifiere care este foarte simplă pentru persoanele care suferă de constipație. Deci tranzitul intestinal este foarte leneș. Da. Mișcarea în sensul acelor de ceasornic, o mișcare circulară. Care iarăși acasă putem să o facem foarte simplu, așa, pe exact, pe exact, dar presând puțin. Este exact sensul de evacuare al colonului. Și iarăși aș vrea să le arătăm mișcarea împotriva vergeturilor, aceea de întindere. Întindere, da? Exact. Dacă acestea, să spunem că ar fi vergeturile, da? Urma de la elastic. Tu vezi ce piele frumoasă are? Am văzut, da, a avut și grijă. A avut și grijă. Da. Dar dacă acestea ar fi vergeturile, clar, niciodată nu voi face în sensul acesta. De ce? Pentru că le voi accentua. Deci întotdeauna voi trage în sus, în jos, dacă pe le partea ai așa, de vergetură. Dacă vergeturile sunt... O verticale, da? Voi merge orizontal. Întotdeauna așa. Mm-hmm, mm-hmm, exact. Ok. Da? Da. Bun. Cum deci acestea ar fi mișcările. Nu modelăm talia. Există o mișcare specială pentru corpura? Nu. Dar e vorba de acești mușchi oblici, externi, care dau talia. Deci, în momentul în care masă, mișcarea trebuie să fie întotdeauna, deci de jos, dinspre ovare, să spunem, spre talia. Coaste, da? Spre lateral. Exact. Chiar spre spate puțin. Da? Asta okay. Este pentru definitivarea mușchilor, pentru redefinirea lor. Tonifiere. Da, pentru că despre asta este vorba. Acum, în etapa asta, ce am făcut? Am topit grăsimile. Da? Ok, da. Asta înseamnă că stratul de grăsime este micșorat considerabil, dar pielea până la urmă nu mai are susținerea acestui strat de grăsime. Nu trebuie oare să-i creăm fermitate și la nivelul epidermului și al pielii? E ca o sacoșă din care scoți... Da, pe care le-ai avut. Nu, eu zic ca un balon. L-am tot umflat, a stat umflat în momentul în care l-am desumflat, cum a rămas? A rămas creț. Da, pentru că nu mai are elasticitate. Și atunci trebuie să-i creăm această elasticitate. Okay. Deci cu acest tip de cremă, cu un conținut crescut de ginkgo biloba, de ginseng, acele produse foarte active, le și știm, sunt cele care se numesc elixirul tinereții. Da? Deci pentru această fermitate a pielii cu vitamina E și îmi creează din nou, îmi reconstruiește rețeaua de colagen. Tonifiere, da? Aceleași mișcări ascendente? Da. Exact. Ascendent, oblic și circular. Ia încearcă Renata. Hai să vedem mișcările. Așa, oblic, da. Ca să vadă lumea că nu e nimic prea oblic. Ok. Na, invers? Acele de ceas. Exact. Te constip dacă dai te invers? Te constip, este invers, da. Blochez colonul, blochez evacuarea lui. Opa! Mare atenție, în sensul acelor de ceas. Da. Și de asemenea, asta e tonifierea. Da. Mișcările acestea, poți chiar și mai rapid. Așa, să tonifici. Uh-huh. Perfect. Super. Asta este.